Salutare tuturor și bine ați venit la nou video. Chris, sunt aici la Arada, Scara CFR și vom face un video cu ziua mea pentru că am împlinit 35 de ani. Așa că haideți să dăm drumul. Data oricum e 14 iulie 2023, ora 14, asta 4 și 17, scuze, 16:17. Și suntem aici, eu o să mă duc mai departe, mă duc la Oradea, mă duc Brașov, Valea Prahovei, Ploiești, București, etc., etc. Să iau și trenul acela cu București, Petroșani, Cluj. Apoi, na, mai vedem. Ideea e că sunt aici și sărbătorim călătorind. Și că, hai, oricum, eu nu o să călătoresc în acest video până la Oradea, probabil, dar o să vedem. Toată ideea acestui videoclip e că povestim despre noul an care urmează. Da, văd că s-a defectat asta. L-am cumpărat în weekendul trecut cu el, a mers, acum nu mai mere. Mă rog, se mai întâmplă. Da, după ce am luat și o fornetie, acum am mers și eu după tren. Vedem și alte treni ce ven. A, bine, nu prea sunt, dar pe urmă da, două. Altele nu prea. Așa, hai să mergem la celălalt la Ipradu, pleacă, vine pe aceași linie ca și a nostru, dar vedem, da, nu contează. Puf. Da, Sfânt Nicolau pleacă de pe 2, Ipradu de pe 5, haide, haide. IR 72 are 10 minute întârziere, văd că n-avem treabă și aici e Ipradu de 0. Bine, aici nu poate să fie, vă dați seama. De fapt, putea, că... Nu, no, putea să fie Malaxa, dar... nu. Vai și amar și de ce e disponibil și ce nu. Nu-i bine, nu-i bine deloc. Mai ales că am primit niște informații și am citit că o să fie probleme cu trenurile, adică o să fie anulate anumite trenuri, destul de multe, din alea Regio, din, între 20 și la sfârșitul lunii fiecăruia, deci da, n-ar fi convenabil. Chiar am lista aia cu trenurile, dacă vă interesează, o să vorbesc despre alt video, adică în alt video despre asta, dar o să vedem. Scrieți în comentarii dacă vă interesează, oricum, cu siguranță, chestia asta importantă, că se anulează o grămadă de trenuri din lipsă de personal și de mecanici, că nu se mai vor face ore suplimentare. Da, e o chestie gravă și ceea ce trebuie rezolvat. Se protestează și în felul acesta, potriva conducerii. Eu îi țin pumnii, sincer. Nu-i normal că s-o ajuns aici, adică să nu ai mecanici să tot le bagi la ore suplimentare. Nu poți să oblige angajații să lucreze. De-aia zic că asta e situația. Între timp pleacă trenul. Bye bye, brother. Așa, pleacă și Sfânt Nicolau Mare. Imediat. Dă-i drumul. Două unități, ca de obicei. Și după asta nu mai vine nimic decât numai trenul nostru. Opa. Păi da, asta e situația, știți? Asta e situația. Da, deja apare IR 1531 Timișoara Nord Baia Mare. Am video cu 1530 de la Baia Mare până la Timișoara Nord. Puteți să vă uitați, vă recomand. Eu cu aia mă duc până la Oradea, de acolo să iau Satul Mare București până la Brașov. Și aia are alt video de la București până la Satul Mare, dar no, nu m-am menționat. Acolo se fac ceva manevre.
vedea și scoate un vagon. No. Și asta va fi un tren, probabil aici, astea cu două vagoane pe lângă. Scrie pe el Simeria, Pui, Arad, Timișoara, Petroșani, dar nu știu ce vrea să însemne, pentru că nu prea știu să fie așa ceva. O fi, nu. No. Lucrurile tot se schimbă. Greu să ții evidența la tot. Dar acum e destul de liniște până nu încep iar să vină unele trenuri, că no, va fi ora aia, mai ales că nu mă duc cu aia de Baia Mare. No. Vineri, sâmbătă, duminică circulă, în rest până la Satul Mare numai. Și în rest, da, e ziua mea, am plinit 35 de ani. Fac asta de 3 ani, să zicem așa, că am început cu filmările și din 2020, numai că atunci încă nu a fost canalul, am avut videoclipuri o lună, două, în 2021, că atunci am început să le postez. M-am autorizat mult, m-au ajutat și toate călătorile astea, toate pasiunea asta, să știți că dacă ești perseverent, dacă știi ce îți dorești, știi ce vrei de la viață, ți se pot adeveri. Până la urmă, chiar și în viața mea personală, am început să se miște lucrurile, nu vă spun mai multe pentru că n-are rost, dar e bine, e de bine, canalul merge strună, vă mulțumesc tuturor pentru toate susținerea pe care o dați, primesc și financiar, și cu like-uri, și cu faptul că vă uitați, chiar și acum m-am întâlnit cu niște pasionați erau aici care se uitau la canal și m-au felicitat. Felicit și eu cu prilejul acesta. Oricum o să... Dacă mă vedeți, oricum, liniștiți, să mă opriți, că na, putem să discutăm. Asta e chestie mișto, zic eu, că mai schimbăm niște idei, mai ne salutăm, schimbăm experiență. E foarte bine, zic. Mie îmi place să fac asta și chiar vreau să continui. De fapt o să continui pentru că nu există nicio piedică și nici și dacă ar exista o să aș face la fel. Aș persevera și aș continua și voi face la fel. Pentru că vreau să fie de folos vouă, vreau să vă fac să vă bucurați de experiența cu trenul, chiar dacă nu sunt condițiile cele mai bune, dar pe viitor avem speranța că o să fie mult mai bine. Oricum, față de alte zile de naștere pe care am avut, mai ales și anul trecut și înainte, ziua asta e excelentă. Chiar dacă am fost la lucru, pentru că astăzi e vineri, dar am venit și am fost felicitat și de colegi, și de pasionat, și în privat. Deci e foarte, foarte bine. Apropo, acolo manevrează vagonul, cred că revizia de vagoane e asta de aici, de la noi. Se organizează aici ceva. Că vedeți că aici se vagoane. Asta erau, de când mă știu, era aici. Lăsau vagoanele. Cred că și plecau de aici niște trenuri pe vremuri, nu mai știu exact. Scrieți în comentarii dacă știți. Care, mai amintiți mai bine. Și de-aia zic, continuăm proiectele cu trenurile interregio, prezentarea lor, scrieți și voi sugestii dacă considerați ceva ce n-am făcut sau chiar sunteți interesați să abordez. Oricum, doresc să abordez pe fiecare tren principal, astea de lung parcurs mai ales. Și de alea de mediu, să zicem, interregio. Alea de regio nu prea, pentru că nu prea văd rostul. În schimb, îți provocări, o să mai vină provocare din asta de 24 de ore, cel mai lung parcurs, cei mai mulți kilometri în România cu trenul. Va fi asta cu toți operatorii feroviari în 24 de ore, călătorie cu ele. Și probabil și ieftin prin România, că asta n-am renunțat, cu toate că n-am făcut de mult timp. Și alte locuri pe care doriți să vedeți. Chiar planific și cu Mocănița de la Avișeu, acolo, să mergem. Este în plan. Sunt în plan și liniile abandonate din zona Bucovinei. Iară,
alte subiecte și, într-adevăr, mai vreau să fac sporting în unele locuri, mai vreau să mai vizitez anumite orașe sau locuri unde n-am coborât sau să reluăm, de exemplu la Brașov n-am fost de mult să fac un spotting. Se poate, se poate, mă spuneți și voi părerea și sugestiile voastre. Haideți că vine un tren. Budapesta, Arad, cred că, sau? Sosește. Da, aia e. Măcar am făcut și o poză de index, zic, să zic. Doamne ajută. A, locomotiva se deplasează. Locomotivele de manevră se atașează. Da. E clar, asta până aici au fost. Au zis ceva de Arad, dar nu a apărut pe tabele, nu știu ce are. O fi Budapesta cadet Arad, nu. No. Chiar n-am înțeles pentru că nu a scris pe tabelă, dar o fi, o fi aia, aia ce am zis. Budapesta cadet Arad. Oricum și pe trenul Timișoara Baia Mare tot anunț aici. Da. E 1531, da. Trebuie să vină. Trebuie să vină. Și o să fie plin ca de obicei. Chiar, dar tot timpul e plin. Trenul ăsta tot timpul e plin. Și de aici până la Oradea și de la Oradea până la Satul Mare. Deci folosit-o, sigur, de zero. Da. Și ar veni și mai mulți dacă ar fi trei cu vagoane, că aia. Că degeaba bagi numai de zero, de zero, de zero. Nu este, nu, aia e, nu este. Acum și problema cu orele suplimentare la mecanici, că nu sunt mai dispuși și nici nu sunt obligați, într-adevăr, să fac ore suplimentare. Deci între 1-20 o să fac ore suplimentare și după aia o să se anuleze niște trenuri până la sfârșitul fiecărui luni. Sau cel puțin luna asta. O să vedem luna viitoare care va fi treaba. Și asta e un fel de protest. O să vedem. O să vedem ce va fi. E păcat că trebuie să ajungi aici să anulezi trenuri. Asta nu e de bine, deloc. Dar oricum, ideea e că ziua asta, uite că acest video se va termina, așa că eu să-mi iau rămas un așa frumos de la voi, ziceți vreau să despre acest video interesant despre ziua mea, că am fost aici la stația CFR Arad, în care mă duc și călătoresc mai departe, ca și în fiecare weekend, aproape, că este când nu am fost. Dați un like, dislike, oricare contează, distribuiți mai departe, atingeți clopoțelul și ne vedem în următorul videoclip. Salutare, pace, să fiți iubiți! Bye! Haideți!